petrecere de majorat încheiată cu o bătaie cruntă în Maramureș, un tânăr de 21 de ani a călcat în picioare doi invitați, un băiat și o fată de 15 ani. Totul ar fi pornit de la faptul că adolescenta i-a refuzat avansurile. Culmea, nimeni n-a intervenit să-i salveze. Invitații au privit pasiv sau chiar au filmat scenele. Acum atacatorul e dispărut, iar polițiștii îl caută. Urmează imagini cu puternic impact emoțional. Sunt imagini cumplite filmate la o petrecere de majorat organizată la o cabană din Sighetul Marmației. Scenele sunt atât de violente încât nu pot fi redate integral. Pe imagini se vede cum agresorul, un individ de 21 de ani, se năpustește asupra unuia dintre invitați și nu se oprește până nu îl doboară la pământ. Fata de 15 ani încearcă să-și apere iubitul, dar bătăușul o lovește fără milă, dă cu pumnii și picioarele în ea și o trântește jos. Incidentul a avut loc pe terasa acestei cabane și imaginile violente au fost surprinse inclusiv de camerele de supraveghere. Totul ar fi pornit, potrivit martorilor, de la avansurile pe care atacatorul i le-a făcut fetei. Adolescenta l-a refuzat, iar iubitul i-a cerut socoteală individului. Nu a fost invitat, se cunoștea cu sărbătorită, a sunat să întrebe cu aflații din cabană și a venit. După vreo două ore de negocieri puternice, adică s-a plecat și ăla de la cabană. Bătaia cruntă s-a petrecut sub ochii invitaților. Niciunul nu a sărit să-l potolească pe atacator. Ba mai mult, unii filmează. În plus, nimeni nu sună la 112. Poliția a aflat despre acest caz abia după ce imaginile au apărut online. Polițiștii au demarat activități specifice, în urma cărora au constatat că bănuit de comiterea faptei este un tânăr în vârstă de 21 de ani. Până în prezent au fost audiate mai multe persoane care au participat la eveniment. După scandal, atacatorul a dispărut, iar poliția îl caută acum. Cabana aparține familiei unui polițist de frontieră. Cabana a fost construită departe de ochii lumii, sub poalele pădurii, practic la aproximativ un kilometru de ultima casă locuită. Totuși, de ce nimeni nu a ajutat victimele? Este acel efect al spectatorului. Ce înseamnă asta? Adică, de multe ori, ne așteptăm ca ceilalți să ia măsuri, așteptăm să vină din altă parte. Doi, ar fi teama de represalii. Fata bătută a depus totuși plângere și, potrivit unor surse, va avea nevoie de 6 zile de îngrijiri medicale.